și împrejurimile Buzăului. E o diferență foarte mare. Da? Deci banii puteau să fie atrași dacă existau într-adevăr proiecte. Dar atât timp dacă nu faci proiecte de reabilitare de drumuri, pentru, nu știu, reabilitarea cazinoului, pentru tot de fel de alte proiecte frumoase, centura chiar, chiar dacă e un proiect poate mai îndepărtat ca și, ca și teren. Dar e un proiect care e obligatoriu de realizat. Fără astfel de proiecte de investiții, mediul privat nu poate să se miște. Nu vin turiști, nu vin oameni. De ce să vină? De ce să vină să investească un om de afaceri în Dorna dacă nu are tot ce trebuie, partea de infrastructură și nu numai. Deci lucrurile se pot face dacă te dorești să voință și bani, echipă la nivel local, echipă la nivel de județ, pentru că e foarte important să aveți la nivelul județului un sprijin, așa cum am și până acum, și la nivel local, pentru că este un trio, să zic eu, de succes. Partea guvernamentală, partea de județ, partea de consiliu local. La nivel de guvernare, eu cred că și sper că ați simțit în anul trecut, ultimii 3 ani de zile, că lucrurile au început să-i miște direcția pe care ne dorim cu toții. Chiar dacă a fost, așa cum spunem noi, o canale de stânga, am avut atât în atenție oamenii cărora li s-a luat mai trecut ceea ce era mai important, partea de venituri. Mediul economic a avut de suferit prin măsuri fel de care mai de care mai ciudate, de la creșterea TVA-ului și până la alte măsuri haotice. Deci a fost o perioadă de criză, vă spun eu, pe care ne-am cauzat-o noi singuri. N-a venit în afară. Din păcate, o gestionare proastă a guvernării a dus ca România să se află într-o situație de îndoit. A trebuit să ne întoarcem la guvernare, să venim să iasă, dăm înapoi ce s-a luat. Și tot așa, ca a știți foarte bine, cum și primul Institut de Vorda spune, povestea cu meșterul Manole, o luăm de la capăt, de la capăt de fiecare dată. Astăzi, iar, din păcate, se întâmplă și se întâmplă, este o guvernare care, din păcate, nu există în orice zonă. Că este sănătate, că este zona de fonduri europene, transportul, justiție, orice, pe care dorim, dacă luăm și discutăm în parte, vedem că lucrurile stagnează, efectiv. Și nu doar că stagnează, dar, practic, parcă cineva face lucrurile împotriva noastră ca și țară. Și de asta îmi doresc ca lumea după 5, bun, după 6, vom ști exact ce și cum, și mutarea săptămână sau maxim 2 săptămâni zile, să existe chiar un cer cenzură din partea noastră ca și partid, pentru că, ca și om de finanțe, pentru mine fiecare zi de întârziere, în care economia nu merge, care nu dai drumul la bani europeni de economie, la care nu dai drumul la bani de investiții, n-ai legea achiziție publice, domnul primar, este foarte bine că nu puteți lansa nicio achiziție publică astăzi, pentru că nu aveți legea pe care să faceți acest lucru. Este prima oară în România după Revoluție, când există un vid de legislație. Deci este incredibil să nu poți tu lansa un spital, o primărie, orice, să poți da drumul, să cumperi ceva ce ai nevoie pentru ceva de acolo. Este prima oară după Revoluție când se face acest lucru. Deci iată că este un an în care efectiv toate sunt blocate, de la cadrul legislativ până la banii care trebuie să vină către oameni. Sunt legea aprobată în Parlament, ca exemplu, legea privind indemnizația pentru mamă. Pentru care guvernul spune încă că nu are bani. Deci, în mod ce guvernul a dat o lege, Parlamentul a dat o lege. Ți-a spus clar ce și cum. Trebuie să o aplici. Mai ales este o chestie de social, să spun. Și chiar nu numai. Și chiar de a încuraja, să spunem, să-și crească copiii. Bun. Am trecut. De-aia spuneam, sper că ați simțit măsurile pe care guvernul Ponta le-a luat, chiar dacă a fost un văd de stânga, cum spuneam, au fost și măsuri de și către zona economică, special prin acel cod fiscal pe care cu toții l-am dorit. Cu faptul toții. Au fost câțiva care au spus că nu este un lucru bun. Președintele statului care ne-a pulit pe mine, special și pe domnul prim-ministru Victor Ponta, a spus, domnul, cei doi duc România într-o zonă de dezechilibru macroeconomic, guvernatorul Băncii Naționale, alți oameni, așa zis, economiști la nivel național, și că nu facem acest cod fiscal. Chiar și ambasadori. Da? Doar Buzău și împrejurimile Buzăului. E o diferență foarte mare. Da? Deci banii puteau să fie atrași dacă existau într-adevăr proiecte. Dar atât timp dacă nu faci proiecte de reabilitare de drumuri, pentru, nu știu, reabilitarea cazinoului, pentru tot de fel de alte proiecte frumoase. Centura chiar dacă e un proiect poate mai îndepărtat ca și teren. Dar e un proiect care e obligatoriu de realizat. Fără astfel de proiecte de investiții, mediul privat nu poate să se miște. Nu vin turiști, nu vin oameni. De ce să vină? De ce să vină să investească un om de afaceri în Dorna dacă nu are tot ce trebuie, partea de infrastructură și nu numai. Deci lucrurile se pot face dacă
antrenorii Slăboiță și bani, echipă la nivel local, echipa la nivel județ, pentru că e foarte important să aveți la nivelul județului un sprijin, așa cum a trebuit și până acum, și la nivel local, pentru că este un trio, să zic eu, de succes. Partea guvernamentală, partea de județ, partea de consiliu local. La nivel de guvernare, eu cred că și sper că ați simțit în anul trecut și ultimii 3 ani de zile, că lucrurile au început să miște în direcția pe care ne dorim cu toții. Chiar dacă a fost, așa cum spunem noi, o canale de stânga, am avut atât în atenție oamenii cărora li s-a luat în anii trecuți ceea ce era mai important, partea de venituri. Mediul economic a avut de suferit prin măsuri mai ciudate, de la creșterea TVA-ului și până la alte măsuri haotice. Deci a fost o perioadă de criză, vă spun eu, pe care ne-am cauzat-o noi singuri. N-a venit în afară. Din păcate, o gestionare proastă a guvernării a dus ca România să se afle într-o situație de nedoire. A trebuit să ne întoarcem la guvernare, să venim să iasă, dăm înapoi ce s-a luat. Și tot așa, ca a știți foarte bine, cum și primul Institutul Vorda spune, povestea cu meșterul Manole, o luăm de la capăt de fiecare dată. Astăzi, iar, din păcate, se întâmplă, este o guvernare care, din păcate, nu există în orice zonă. Că este sănătate, că este zona de fonduri europene, transporturi, justiție, orice, pe care dorim, dacă luăm și discutăm în parte, vedem că lucrurile stagnează, efectiv. Și nu doar că stagnează, dar, practic, parcă cineva face lucrurile împotriva noastră ca și țară. Și de asta îmi doresc ca lumea după 5, bun, după 6 vom ști exact ce și cum, și mutarea săptămână sau maxim 2 săptămâni zile, să existe chiar o moțiune de cenzură din partea noastră ca și partid, pentru că, ca și om de finanțe, pentru mine fiecare zi de întârziere, în care economia nu merge, care nu dai drumul la bani europeni de economie, la care nu dai drumul la bani de investiții, n-ai legea achiziției publice, domnul primar, știți foarte bine că nu puteți lansa nicio achiziție publică astăzi, pentru că nu aveți legea pe care să faceți acest lucru. Este prima oară în România după Revoluție când există un vid de legislație. Deci este incredibil să nu poți tu lansa un spital, o primărie, orice, să poți da drumul să cumperi ceva ce ai nevoie pentru ceva de acolo. Este prima oară după Revoluție când se face acest lucru. Deci iată că este un an în care efectiv toate sunt blocate, de la cadrul legislativ până la banii care trebuie să vină către oameni. Sunt legea aprobată în Parlament, ca exemplu, legea privind indemnizația pentru mamă, pentru care guvernul spune încă că nu are bani. Deci, în orice guvern a dat o lege, Parlamentul a dat o lege. Te-a spus clar ce și cum. Trebuie să o aplici. Mai ales este chestie de social, spun. Și chiar nu numai. Și chiar de a încuraja, să spunem, mamă să-și crească copiii. Bun, am trecut. De-aia spuneam, sper că ați simțit măsurile pe care guvernul Ponta le-a luat, chiar dacă a fost un văd de stânga, cum spuneam, a fost și măsuri de și către zona economică, special prin acel cod fiscal pe care cu toții l-am dorit. Fapt, nu toți. Au fost câțiva care au spus că nu este un lucru bun. Președintele statului care ne-a pulit pe mine, special și pe domnul prim-ministru Victor Ponta, care a spus, domnul, cei doi duc România într-o zonă de dezechilibru macroeconomic, guvernatorul Băncii Naționale, alți oameni, așa zis, economiști la nivel național, și trebuie să facem acest cod fiscal. Chiar și ambasadorii.